și-a schimbat domiciliul, și-a schimbat tot sistemul, tocmai ca să nu mai fie agresată de către țigani. A ajuns să îi dea în instanță, la un moment dat, pentru agresiune. Și atunci ei și-au rămas cu 30%, nu pot continua. Ideea este că situația este foarte incertă și sperăm să poată fi salvată această clădire prin clasarea ei ca și monument de clasă. Partea proastă este că Primăria Timișoara forțează Institutul Francez să se mute. Dacă Institutul Francez este mutat, atunci lucrurile rămâne o clădire nelocuită care va intra în... Iar o clădire nelocuită se degradează. Va fi adotată de finanță și de la dezvoltare. Asta este... De ce? Cu ce scop primăria vrea să îi dea afară pe... Nu să-i dea afară, să-i relocheze. Pentru că am înțeles că se dorește un fel de adunare a tuturor fondurilor culturale într-un singur. Asta e doar un pretext. Un pretext, da. Lucru care noi îl comentăm, nu avem suficientă cunoștință despre asta. Problema noastră este clădirea în sine care trebuie salvată. Pentru că este una dintre puținele clădiri care și-au păstrat aspectul și camera inițial. Haideți la